Se spune vorul, de aici mă ocup eu. Tocmai te-ai rezolvat, ai de unde alege. Ziua și bine v-am găsit la un nou Let's Play de Metin 2 Rote BD. Bun, și în acest Let's Play o să dezbatem un subiect foarte important și foarte serios și delicat. Și delicat. Aveți linkul în descriere, vă rog frumos să lăsați reply-uri la cine are cont pe forum să lase coment dacă sunteți de acord sau nu cu sugestiile noastre. Deci noi vrem ca să se personalizeze alchimia, să se poate da jos mai cu succes la 100%, măcar safirul, că măcar acolo știi că trebuie să pui dublu la fiecare rasă ca să ai un avantaj echilibrat, că dacă, de exemplu, își faci cineva caracter șaman, nimeni nu o să pună dublu șaman pe safir, pentru că ai doar două pagini de alchimie și nu ai cum să faci treaba asta. Deci ar trebui măcar safirul să dea jos 100%. Da, categoric, categoric. Și să mai implementezi... Deci a doua, în al doilea rând. Care să bagi în item shop și să mărească șansa de a da alchimia jos 100% sau, nu știu, măcar 80-90. Da, deci eu asta, la câți euro să bag în alchimie, ca să o dai jos, ar trebui să fie ceva din item shop, puii mei, că ar trebui. Da, este foarte greu să... Îți dai seama? De exemplu, unul are alchimie full și vrea să o vândă pe ceva item, dar dacă eșuează, nu-și permite, efectiv, nu-și permite. Da, gândește că ideea aia strălucitoare sau excelentă. Da. Și costă mai mult decât un item, nu știu, 1 miliard, 2, 3. Este alchimie chiar și 12-15 miliarde, mai ales rupinul, dacă l-ai perfect cu toate. Da. Cu PM18, cum n-au alții, nici pe PMS. Chiar, sau pe PFN-uri. Sau pe PFN, da. Ce mai era, Riticule? Corul Draconis am dorit să fie negociabil. Da, de exemplu, duci 10 de alea, le bagi acolo pe caracter, arunci în jos, le ridici să faci cor și ar fi mai mișto dacă s-ar negocia și acel... Deci piața ar fi mult mai dezvoltată și părerea mea că s-ar apuca mult mai mulți de metin2.ro deoarece ar ști unde să facă bani. Și ar fi și mai mult divertisment în același timp. Da, deoarece foarte multă lume nu știe să facă yang pe acest joc. Și așa ar fi o metodă foarte bună pentru cei noi veniți de a face yang, să facă cioburi și efectiv coruri. Asta ar mai fi dacă s-ar mai băga, nu știu, cel puțin măcar un slot pe FMS sau pe armele de 30 care au doar două sloturi, deoarece caracterele magice, ce să pună pe arma aia, doar anti-or și anti-magie, doar dacă vrea să dea 1-1 cu războinicul. Bun, asta ca asta, dar eu zic că mai multă nevoie ar avea de 4 sloturi. De bătălie, Sirius sau inscripționată. Da, sau 4 sloturi pe armele astea mai de nivel înalt, deoarece ar fi un avantaj pentru toți. Restul de caractere și-ar pune pătrundere, iar caracterele astea magice și-ar pune și ele mai multe pietre împotriva acelor rase. Da, dar oricum, deci dacă gândi logic, sunt 5 rase, nu? Da, da, și dacă stai bine să te gândești, caracterele magice fac o supradoză. Este un fel de chinuială pentru ele să pună și anti-magie pe armură și arme. Mă rog, într-adevăr, o să ai un avantaj în plus ele oarecum, dar gândiți-vă că celelalte caractere au rubinul, care ăla la excelent rubi, iar caracterele magice nu îl pot folosi la maxim și ideea este că mai există și rouă cu 20 magie. Da. Se mai poate folosi. Și pentru cine nu știe, nu mai puteți folosi și apa mong și rouă verde. În același timp. În același timp, desigur. Ca să creezi și acel bug. Da. Cum era mai de mult, mai de mult era, dar este rezolvat. Da, da, da. Așa, pentru cine nu știe. Deci, chiar vă rugăm frumos să lăsați opinia, acolo, părerea voastră pe forum.
Linkul este în descriere. Dacă se uită cineva din staff și are ceva așa prioritate în fața lui Alfox sau ceva de genul, să îi comunice această propunere. Să-i transmită. Chiar și voi sau noi am putea face chestia asta pe mir, dar nu cred că vom mai fi bine văzuți așa oarecum din cauza ce s-a întâmplat mai de mult. Deci nu, taci, postul ăsta dacă ajunge acolo, la cât mai sus să ajungă postul ăsta, în topul celor mai vizionate posturi de pe forumul metin2.ro. Eu zic că ar șca mai mulți jucători dacă s-ar implementa chestiile astea sau măcar o parte din aceste chestii, neapărat aia cu alchimia să personalizeze. Da, deci aia cu personalizarea alchimiei ar fi securitate 100% pe cont. Am înțeles, au făcut un lucru bun că au băgat pentru item, dar dacă nu băgați pentru toate, e o treabă așa, nu știu, făcută în silă, parcă. Da, așa este. Și dacă spargi cineva contul că sunt foarte mulți virus pe internet, chiar și din imagini poți să iei virus. Din orice, și din aer. Din orice, da. Dacă deschizi gura, intră musca. No, și ăla e virus, nu? Da, da, da. Totuși. Și practic, ți-ai pierdut alchimia, nu mai ai niciun chestie. Sau ți-ai pierdut virginitatea. Da, sau așa. Bine, mă. Da, da. Asta e. Da, că s-o rutața, epic. Ioi, ăsta trebuie. Nu, dar aici. Da, deci totuși noi vă rugăm acest post să ajungă cât mai vizionat pe forumul metin2.ro. Deci acum suntem la 5v4, am făcut level 8, 7, 80%. Este pentru un interes comun, eu asta cred. Da. Este un avantaj pentru noi, pentru toți care joacă metin2ro. Nu, Metin 2.0, atât, toate serverele, nu numai TBD. Că pe TBD sunt puțini jucători. Da. Asta era, știi, era Riculu, ca și la Deagle, Riculu sau la AVP. Da, deci pentru toate serverele trebuie făcută treaba asta. Deci, nu, eu zic că un pic de interes dacă și-ar mai da, totuși, ui mei. Dacă pe alte servere, da, private, acum să zicem așa, există această funcție și pentru alchimie sau pentru alchimie. Nu. Deci eu zic, nu există pe niciun server să personalizeze alchimia. Dar sunt alte modalități de protejarea contului pe care pe metin2.ro nu există. Da, de exemplu, dacă ți-ai pierdut adresa de mail, deja tu nu mai poți recupera contul de mail. Mai bine mai fac încă o opțiune în plus ca la YouTube, de exemplu, să-l recuperezi prin numărul de telefon. Da, asta ar fi cea mai ideală, părerea mea. Ar fi cea mai bună, pentru că nimeni n-ar putea să-ți muti contul pe mail-ul lui, pentru că are nevoie de acel cod care îl primești pe telefon. Da. Iar el, dacă nu are cartela ta, nu are cum să-ți muti cont. Deci, dacă ei pe metin2ro ar face această implementare, sunt 100% sigur că nu vor mai fi probleme. Bă, dar știi la ce m-am gândit eu? Că există o echipă metin2.ro, dar cred că ăștia nu prea depind de noi, ci depindem de tot Gameforce-ul, de toată comunitatea metin, de da, germani. Da, da. Că doar acolo e spuma și dacă ei nu implementează, noi suchem degeaba, părerea mea, da, nu știu. Noi avem nevoie de suportul echipei metin2.ro ca să ajungem la Gameforce cu aceste propuneri. Da. Ca să le dacă comunice. Ca să le comunice la nemți. Da, deci dacă n-a mai fost probleme, nici foarte muncă, nici pentru ei, că s-au spart conturi. Da, și nici timp pierdut din partea staff-ului, metin2ro chiar, aici vorbim despre noi. N-a mai fi multe ilegalități. Da. Da, nu, așa e. Într-adevăr, dar mai da iteme, oarecum așa, nu zic, dar totuși ar nu, deci totuși, dacă stați bine să vă gândiți, sunt conturi de 1000 de euro pe ro, pe metin2.ro și numai din alchimie probabil. Din cauza la un chemin. Și da. Și poate numai din registri nu mai e nimica. Și îți dai itemele, și îți dai seama, poate și-o băga și cardul, nu, ce faci? Salut, ți se duce toată munca, poate de câțiva ani, în câteva ce clipe, ai? Deoarece nu este securitate bună. Deci, irticule, vezi pe care videoclipul să nu-l pare mai mare. Nu, nu are 8. 8.
Aha, deci 9. bun, are 8 minute. Mai 9, mai 10, încă 2 nu minute. Nu știu dacă au mai venit și alții cu aceste sugestii, dar da. Mi se pare că sunt bune, asta m-am gândit. Eticul la fel, m-a aprobat. Da, și am zis, hai să facem un post pe forum bine gândit și să, na, totuși, să-l postăm da, acolo. Deci ar fi foarte genial dacă s-ar da. Aplica aceste update-uri. Deci da. Eu cred că s-ar apuca mai mulți player, deoarece youtuberii ar face mai multe videoclipuri, ar pune chiar numele ăsta așa, noi update-uri foarte mișto sau depinde, alchimia se personalizează și playerii când o să vadă, wow, păru, așa ceva, fac și cu aia cu telefonul. Da, cu, dai seama. Numărul de telefon să recuperez contul sau să nu ți-l fure nimeni. Așa e. Deci ar fi super. Super. Na, bun, deci fă tu outro, hai. Cam atât și cu acest videoclip. Atât. Ne revedem și la altele. Cam atât. Bun, și cam atât a fost și cu acest let's play. Nu uitați, linkul este în descriere. Faceți cont pe forum și comentați acolo. La revedere.